Cuvântul Domnului este din Matei 26. O să citim de la versetul 30 la 35. Ne ridicăm cu întreaga adunare în semn de respect pentru Cuvântul Domnului. E un fragment din Săptămâna Mare, Suferințele Domnului. Matei 26, de la versetul 30. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Acesta este cuvântul Domnului și ne mai rugăm o dată. Binecuvintează acest cuvânt, Doamne, amin, pentru noi. Mintea noastră este pregătită, inima la fel. Și vrem să plecăm mai bun de cum am venit. De aceea ne lăsăm la îndemâna Duhului Tău și a cuvântului Tău. Șlefuiește viața noastră. Vrem să fim plăcuți ție. Asta este ceea ce contează. În numele Domnului ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mesajul meu este intitulat Niciodată să nu-i spui lui Dumnezeu niciodată. În limba engleză este și o expresie, never say never. Niciodată să nu spui niciodată, dar eu mă voi concentra la relația pe care Apostolul Petru a avut-o cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și vom merge în patru evenimente din viața Apostolului Pavel, să vedem ce ar fi trebuit să învețe Petru. N-a reușit totdeauna și noi ar trebui să învățăm. Cu permisiunea dumneavoastră, poate voi depăși ora 12, că cine știe când mă mai invitați sau când pot eu veni. Frate Cătălin, te-ai gândit vreodată că vei ajunge păstor la Moldova Nouă? Nu. Niciodată. Niciodată. Eu am fost student la mecanică în Timișoara, am fost inginer la început, dar nu m-am gândit niciodată tinerețea mea că voi ajunge păstor. Dar la 30 de ani Domnul m-a chemat în lucrare. Amin. Ca pe Domnul Iisus. Am fost într-o biserică în zona Moldovei și în față, înainte de mesaj, a venit o familie de romi, de țigani. Lor nu se simt jigniți că le spui așa, pentru că cuvântul țigan are o rădăcină lungă și în istorie și înseamnă practic cel care se mută, cel care își schimbă locul, atâta tot. Deci, o familie, tata, mama, copiii, au cântat o cântare. Aveau vreo 5 copii, poate. Dar înainte, acum fratele nostru, un frate rom din ăsta mare, așa, foarte simpatic, a avut un cuvânt
Și le-a spus, erau dintr-un sat de lângă Comănești, în partea Bacăului acolo, și el a spus, fraților, vrem să vă cântăm o cântare de laudă, pentru că niciodată nu m-am gândit că eu voi fi astăzi în biserica voastră. Domnul a lucrat la inima mea și dacă nu era iertarea lui Dumnezeu, știți unde aș fi fost astăzi, acum, duminică dimineața? În casele voastre. Da. El ce a vrut să sublinieze este că harul lui Dumnezeu i-a schimbat viața complet. Amin. Niciodată nu s-a gândit că el va fi în biserică să-L laude pe Domnul împreună cu familia lui. În perioada comunismului, mulți dintre noi au zis, niciodată nu va cădea comunismul. Așa ne-am obișnuit cu el, cu frustrările, cu lipsurile, cu frica. Dar uitați, Dumnezeu a lucrat. Amin. Și în viața acestui frate al nostru, și în viața noastră ca slujitori, și în viața țării și a lumii. De aceea, lui Dumnezeu, să nu-i spui niciodată, Doamne, cum să înveți acest lucru? A spune niciodată înseamnă a spune în nicio împrejurare, în niciun moment, nici când. Și expresia aceasta se repetă de câteva ori în viața Apostolului Petru. Petru, știți că era un temperament coleric, pripit, avea afirmații generoase așa, dar fără acoperire. Și ne reprezintă pe mulți dintre noi. Dar Iisus, Domnul nostru, ne cunoaște limitele. Și a cunoscut limitele și lui Petru. Și deși Petru a gafat, a greșit de câteva ori, până la urmă a reușit să-l formeze și să-l pună în fruntea bisericii, să țină el predica de bază în ziua cincizecimii, coborârea Duhului Sfânt, nașterea bisericii. Ce lucrare extraordinară! Dar parcursul, traseul lui Petru n-a fost chiar simplu. De aceea a trebuit să învețe și el câteva principii pe care vreau să le învățăm și noi în această dimineață. Și nu încep cu textul din Matei 26, ci primul text este din Matei 16, unde apare prima oară în original cuvântul niciodată în discursul lui Petru. Matei 16, de la versetul 21, știți contextul, Iisus stă de vorbă cu ucenicii, după ce chiar Apostolul Petru l-a mărturisit că El este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dar spune versetul 21 așa, că de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, în limba engleză, niciodată să nu ți se întâmple așa ceva, Doamne. Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Bun. Această primă scenă arată un Petru iarăși pripit, care nu înțelege despre ce vorbește Iisus. Nu înțelegea că Iisus a venit să facă voia Tatălui, că era partea unui plan al lui Dumnezeu și sare.
Să nu cumva să ți se întâmple așa ceva. Niciodată, Doamne, nu ți se va întâmpla așa ceva. De parcă El putea controla planul lui Dumnezeu. Eu mă gândesc că exact atitudinea pe care avem noi uneori când Dumnezeu are un plan cu noi, îl vedem, știm, avem reperele, dar noi vrem planul nostru. Nu ne place planul lui Dumnezeu. Mă gândesc că Petru își făcea planuri pentru viitor, știu eu, să stea an bun lângă Iisus și, știu eu, apoi să fie unul din liderii lui Iisus, să se investească în alte domenii, poate politic. Dar planul lui Iisus cu Petru era altul. Planul era să moară pentru noi, să ducă până la capăt ceea ce a început. Chiar dacă va trebui să sufere, conta ca planul Tatălui să se împlinească. Pentru că planul Tatălui era ca noi astăzi să fim mântuiți. Și Petru nu înțelege. Pentru că planul lui se suprapunea cu planul lui Iisus. Petru nu vedea la nivelul uman ceea ce Iisus știa la nivelul divin. Și ce nu înțelegea Petru? Iisus le-a spus de mai multe ori și am accentuat chiar după acest moment că mântuirea cere jertfă. Că marile realizări în viață vin prin sacrificiu, nu prin comoditate sau hiperprudență. De aceea asta e prima lecție pe care eu o învăț de aici. Să nu-i spui lui Dumnezeu niciodată, pentru că planurile lui Dumnezeu sunt deasupra planurilor noastre. Să nu te pripești înaintea Domnului, să crezi că planul tău e mai bun. Mai degrabă să fii totdeauna pregătit să renunți la planul tău și să accepți planul lui Dumnezeu. Și cum știi asta? Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său, Dumnezeu ne-a dat Duhul Său să ne călăuzească în tot adevărul. E foarte greu să integrezi în acest plan al lui Dumnezeu ceea ce nu-ți convine, ceea ce te doare. De exemplu, suferința. Unii dintre noi au trecut prin grele încercări, dar încercările sunt și o școală, un test, un examen. Cum te raportezi la Dumnezeu atunci și ce văd alții când se uită la tine? De aceea vă amintiți de Iov, când n-a vorbit nimic necuviincios cu gura lui, împotriva lui Dumnezeu. Planul tău poate fi lăudabil, știu, să te realizezi în viață, să faci bani. Dar planul lui Iisus este să fii ucenicul lui, credincios până la capăt. De aceea este posibil ca Dumnezeu în planul său să integreze suferința ca să te aducă înapoi, pentru că tu ai făcut un legământ cu Domnul. Eu recunosc că am luat lecția aceasta în viață. Deși nu știam că fac ceva premeditat rău împotriva lui Dumnezeu sau planului său, făceam lucruri bune, dar Dumnezeu avea un alt plan pentru mine. Mai intens, mai bun planul lui, pentru că, vedeți, planurile noastre cumva se integrează în planul lui Dumnezeu.
Și noi, știți, suntem ca un fel de mic șurub în marele mecanism al lui Dumnezeu. Și așa trebuie să ne vedem. Niciodată planurile tale n-au voie să concureze planul lui Dumnezeu și să te lauzi cu planul tău. De aceea îmi amintesc de Apostolul Pavel, care avea și el planurile lui, nu? Vă amintiți în Filipeni 3, el descrie cine era înainte de a-L cunoaște pe Hristos, că era un evreu special, dintr-o anumită seminție, făcuse multe, avea o carieră în față. Și toate au căzut când s-a întâlnit cu Hristos. Și când te întâlnești cu Hristos, trebuie automat să lași planurile tale deoparte și să-i ceri Domnului să-ți arate planul Lui pentru tine. Asta n-a înțeles tânărul bogat și alții care au fost foarte aproape de împărăția lui Dumnezeu, dar nu erau în ea. Și vă dați seama că Apostolul Pavel a ajuns și persecutor al bisericii. Și cine ar fi gândit vreodată, niciodată alții n-ar fi spus că acest persecutor va deveni cel mai mare predicator al bisericii. Dar așa lucrează Dumnezeu. Și asta e prima lecție. Înaintea lui Dumnezeu să nu te pripești să spui niciodată, Doamne, pentru că planurile Lui sunt mai bune ca planurile tale. De aceea spunea Iacov, vă amintiți, când vreți să faceți un anumit lucru și limbajul trebuie să fie atent, și el zicea așa în Iacov și capitolul 1, sunt mai multe expresii, dar spune el că trebuie să fim pregătiți pentru încercare, ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, care este încercat prin voi, să aibă ca urmare lauda și slava lui Dumnezeu. Și el spune că dacă va voi Domnul, când vrei să faci ceva, spune că așa să gândești, să spui că dacă va voi Domnul, voi face cu tare și cu tare lucrurile, pentru că gândurile lui Dumnezeu, nu-i așa, sunt mai înțelepte decât ale tale. De aceea trebuie să asculți gândurile lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă încredere. Să crezi că El are ceva mai bun pentru tine decât ai tu. Ce înseamnă aceasta? Că mereu trebuie să ne verificăm planurile cu El. Mereu trebuie să spui, Doamne, acesta e planul meu, asta e voia mea, dar aș vrea să stau sub voia Ta, sub planul meu, că de aceea cântăm voia mea, nu voia Ta, să se facă, Doamne, în viața mea. Mă tem că mă cântăm așa cu voie bună, dar când să aplicăm, ritmul cântării scade. Mai multă prudență aici, mai multă înțelepciune ar trebui, să crezi totdeauna că planul lui Dumnezeu e mai bun decât al tău. V-aș da multe exemple din viața mea, cum am ajuns eu să fiu slujitorul lui. Au fost niște intervenții în viața mea. Și știți o lecție pe care am învățat-o, că anumite intervenții ale lui Dumnezeu nu se mai repetă. Odată poate Domnul te cheamă într-un anumit plan să faci o anumită lucrare, a doua oară s-ar putea să nu te mai invite, să nu mai vină la tine. De aceea trebuie să fii pregătit când El îți deschide ușa, când El vrea să te integreze în planul Său, să fii imediat gata. Și mie îmi pare rău că în viață am pierdut oportunități
niște uși deschise de Domnul datorită acestei neîncrederi. Domnul să ne ajute să ne punem încrederea totală în El. Bun, al doilea text. Veți vedea că accelerăm puțin. Suntem doar la începutul vieții, relației lui Petru cu Iisus. Ioan 13. În Ioan 13, știți, spălarea picioarelor. Dar acolo este iarăși o scenă în care Domnul Iisus, după ce se încinge cu ștergarul și e pregătit să spele picioarele ucenicilor, ceea ce numai un sclav, un rob făcea în vremea aceea, a venit la Simon Petru, versetul 6, și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu, Tu nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iarăși, o reacție pripită în fața Domnului. Și Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, se schimbă Petru, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Un moment iarăși în care temperamentul, da, vulcanic, coleric al lui Petru iese în evidență. Iisus face acel gest de spălare a picioarelor și Petru nu înțelege. De aceea spune: niciodată. Iarăși s-a pripit. Acum, Petru, să știți că reprezenta corect cultura din care venea. În vremea respectivă, evreii erau sub romani, au fost și sub greci și multe din valorile altor culturi s-au răsfrânt asupra evreilor. De exemplu, în lumea aceea, scopul vieții, mai ales pentru bărbați, era onoarea. Se duceau la război din onoare. Realizau lucruri să fie onorați. Ăsta era scopul cel mai mare pentru ei. Vine Hristos, Domnul nostru, cu alte standarde, cu alte valori și face munca, ia rolul unui sclav să spele picioarele ucenicilor. Din punct de vedere al culturii în care Petru trăia, avea dreptate. Tu niciodată, cum? Ești rabin să-mi speli mie picioarele, adică să te pleci, să te umilești pentru mine? Eu sunt ucenicul tău. Invers ar trebui, dar niciunul nu s-a oferit să spele picioarele. Petru reacționează normal cumva, dar Iisus Hristos a venit să răstoarne multe din valorile noastre moștenite. A venit să răstoarne anumite tipuri de relații, pentru că în împărăția pe care El o aduce atunci, aducea atunci și s-a răspândit la noi, multe din valorile lumii au dispar, se schimbă. În lume este normal ca cel mai mare să fie slujit de cel mai mic. Cel mai tare așteaptă să fie slujit de cel mai slab. În împărăția lui Hristos, valorile sunt inversate. Asta se numește paradox. Paradoxul este când ceva șochează, aștept să se întâmple ceva, dar paradoxal e exact invers. Împărăția lui Hristos, asta nu înțelegea atunci Petru, a înțeles mai târziu. În împărăția lui Hristos funcționează paradoxurile. De fapt, toată gândirea spirituală a împărăției lui Hristos e bazată pe paradoxul. Să vă dau exemple. Iisus spune la un moment dat că trebuie să-ți pierzi viața ca să o câștigi. Păi cum? Trebuie să mori ca să trăiești. E un paradox. Dar este exact, explică Iisus, cum un grăunte cade
În pământ, dacă nu moare, nu va ieși viață. Trebuie să mori față de tine însuți, să te lepezi de sinele tău, ca să ai o nouă viață pe care ți-o dă Hristos. Asta e un paradox. Sau, după înviere, se întâlnește cu Toma și apare un alt paradox pe care îl spune Iisus. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Deci paradoxul este să nu vezi și totuși să crezi. Asta e credința. În credință ți se cere un salt, a leap of faith, un salt al credinței. Și asta cere Hristos pentru toți care îl urmează pe El. Vedeți? Paradoxal. Să nu vezi și totuși să crezi. Și acesta e un alt paradox. Aici. Să slujești și totuși să conduci. Și asta vrea să învețe Hristos pe ucenici. Vreți să fiți conducător? Cine vrea să fie episcop dorește un lucru bun, e în natura noastră. Deci vrei să conduci. Atunci trebuie să te cobori, să slujești. Vedeți cum în împărăția lui Dumnezeu paradoxurile acestea resetează, reformează toată gândirea. Și asta trebuie să înțeleagă cine vrea să fie ucenicul lui Hristos. Când ajunge să înțeleagă aceste aparente contradicții, de fapt ajunge la adevăr. Care e lecția pe care o dă Domnul lui Petru și celorlalți? Lui Dumnezeu să nu-i spui niciodată, pentru că valorile lui sunt diferite de valorile tale. Pentru Dumnezeu, pentru Hristos, valoros e omul care slujește, se coboară. Și normal asta ar trebui noi să fim aleși și în fruntea adunării pe baza slujirii. Și în casă este la fel. Copiii nu ascultă pentru că strigi la ei, ci pentru că slujești. Atunci te recunosc ca cel mai mare din casă. E recunoscut cel care slujește mai mult. La fel este și, ar trebui să fie și în biserică. Era să zic și în societate, dar acolo e exact invers. Învață, deci, să fii pregătit a renunța la valorile pe care le-ai învățat în lume, dacă vrei să fii ucenicul lui Hristos. Fii gata să-i slujești pe ceilalți, chiar dacă ți este greu să renunți la anumite preconcepții. Un ucenic știe că cei din urmă vor fi cei din tâi, că mai bine să aștepți ca, cu răbdare ca Dumnezeu să facă ordinea, nu tu. Uitați-vă cum aș aplica asta. Noi am ajuns să ne uităm la oameni și să dăm verdicte, să fim judecători lor și să spunem, cu tare niciodată nu va fi mântuit. Familia aia niciodată nu. Și asta s-ar putea să fie în biserică cu tine. Cum am dat un exemplu. Și de câte ori mi s-a întâmplat și mie să fiu plin de prejudecăți și să nu cred că Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu e mai mare decât mine. Și de cum înțeleg eu? Tu crezi că unii n-ar merita să fie mântuiți. Asta e altceva. Dar Domnul îi adaugă pe unii lângă noi, da? Chiar dacă noi am crezut că n-ar fi meritat. Pentru că așa lucrează Harul lui Dumnezeu. Am citit despre un misionar pe nume Doug Nichols, care s-a dus în India. El era american. India e mare, țară suprapopulată, se trăiește foarte greu, modest, lipsă de igienă și altele.
Și totuși Domnul l-a trimis misionar acolo. Și a ajuns în final să se îmbolnăvească și el de TBC-ul și l-au pus într-un fel de sanatoriu. Acolo era mai mare mizerie decât se aștepta, credea, într-un fel de spital, nu? Dar nu știa limba încă, erau mulți bolnavi, mai ales bătrâni. Și cum el s-a dus misionar, a început să vorbească cu unii și alții și prin traducător despre credința lui în Hristos. Le dădea broșuri. Dar după mult timp nimeni nu și-a arătat dorința să vină la Hristos, să, măcar să știe mai multe despre credința lui. Și se ruga Domnului, nici un semn. A fost foarte descurajat. Și într-o noapte, înainte de a se hotărâ să plece înapoi în țară, în America, în noaptea aceea, pe la ora 2, l-a sculat tusea unui bolnav bătrân, care era în același salon cu el, unde erau mulți. Și l-a văzut pe acest bătrân că încearcă să se ridice din pat și n-a reușit. Dimineața au râs toți de bătrân, medicul și asistentele și ceilalți, pentru că făcuse pe el. N-a putut să se ducă la toaletă. Noaptea următoare, din nou, cam la aceeași oră, pe la 2 noaptea, bătrânul din nou se scoală, vrea să plece la toaletă și atunci misionarul nostru s-a dus la el, l-a ridicat din pat și l-a dus pe brațe până la toaletă, care era oricum mizerabilă. După aceea, bătrânul, când a ajuns înapoi în salon, l-a sărutat pe obraj și i-a mulțumit. Dimineața când s-a trezit, misionarul a avut un șoc, pentru că toți cei din salon, din spitalul acela, incluzând asistentele, erau în jurul patului lui și i-au cerut broșuri, Noul Testamente. Au intrat în vorbă cu el. L-au întrebat despre Dumnezeul lui. Chiar zic și unii dintre doctori au fost interesați de mărturia lui. Și în câteva zile, mulți de acolo s-au întors la Dumnezeu și l-au primit pe Hristos ca Domn în viața lor. Și Doug Nichols spunea, ce am făcut? Nu le-am predicat, nu știam nici să vorbesc în limba lor, nu am ținut studii biblice cu ei. Tot ce am făcut a fost să-l duc pe un bătrân să-și facă nevoile. Oricine putea face asta. Nu oricine poate face asta. Asta înseamnă să mărturisești prin slujire. E mult mai mare impactul decât poate ce facem noi cu școlile noastre. Ne pregătim, sigur, dar ne pregătim să fim slujitori. Și uitați unde este impactul. Deci, când Domnul te cheamă să slujești, să nu-i spui, Doamne, eu niciodată. Lui Dumnezeu să nu-i spui asta, pentru că valorile lui sunt altele decât valorile tale și tu trebuie să le accepți pe acestea și să treci prin ele. Așa să ne ajute Domnul. Amin. 3. Acum venim la textul din Matei 26. Când apostolul Petru cu Iisus are din nou o conversație. Când Iisus vorbește despre moartea lui, Petru sare. Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată, versetul 33, eu niciodată nu voi găsi o pricină de potignire. Uh,
Petru n-a învățat încă lecția ascultării, încrederii, în orice condiții. Acum, el era cam vorbăreț așa. Mereu se băga, mereu spunea și lucruri bune. Reprezenta cumva grupul. Și el, probabil că acolo vrut să spună: Doamne, noi, uite-te la ucenici, noi niciodată nu te vom părăsi. Eu, niciodată. Dar Iisus îl cunoștea mai bine decât se cunoștea Petru pe el însuși. Iisus știa ce este în inima lui Petru, că încă nu era pregătit pentru ce urma. Nu era pregătit să moară pentru credința lui. Va fi pregătit mai târziu, dar trebuia să mai învețe o lecție, să treacă prin ciurul formării de viitor martir. De aceea asta e a treia lecție. Să nu-i spui lui Dumnezeu niciodată, pentru că cunoașterea lui e mai presus decât cunoașterea ta. Adică el știe mai bine totul și despre tine și ce este în tine și ce urmează să faci. Înaintea lui Dumnezeu să nu te pripești să-i spui niciodată, pentru că El te cunoaște mai bine decât crezi tu. Tu crezi că te cunoști pentru că te bazezi pe puterile tale, pe abilitățile tale, știu, pe experiența ta. Sunt însă situații în viață în care nu te recunoști pe tine însuți. Ați trecut vreodată pe aici. Ați făcut lucruri pe care le regretați. Păi eu știam că, eu credeam că voi putea, voi, și n-ai făcut și ai greșit și poate ai rănit pe alții. Sunt situații când aceste experiențe și cunoștințe ale tale contează prea puțin. Atunci trebuie să te lași cunoscut de Dumnezeu, să te lași format în caracterul tău de El. Când apostolul Pavel a avut o problemă serioasă, spune el că am avut un țepuș în carne. Nu știm exact despre ce e vorba, probabil miopie, în urma experienței lui, vederea acelei lumini speciale pe drumul Damascului și întâlnirea cu Iisus, poate, poate altceva. Dar asta mai puțin contează, a fost ceva în trupul lui. Și zice, de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia țepușul acesta, un fel de slăbiciune, un fel de neputință. Și Domnul nu a răspuns. El care, Petru, Pavel, care făcea miracole cu alții, a încercat și cu el, dar n-a funcționat. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să dea o lecție și să învețe ceva ce altfel nu putea învăța. Că puterea mea în slăbiciune se desăvârșește. Există, adică, momente în viața noastră, trecem prin tot felul de încercări, suntem mai slabi, dar asta nu înseamnă că e ceva rău. E posibil ca Dumnezeu în slăbiciunile acelea, în neputințele acelea, să-și manifeste puterea Lui. Altfel n-ar fi putut de tine, de sinele meu. Nu se pot învăța, nu se pot manifesta anumite lucrări ale lui Dumnezeu dacă nu treci prin suferință. De aceea trebuie să fii pregătit să înveți lecțiile grele ale vieții, să te smerești mai mult, să stai lângă oameni cu experiență, în credință. Cere Domnului să te întărească, să se uite la tine și să facă mai mult decât crezi tu că poți face. Poate că Domnul vede la tine ipocrizie, indecizie,
frică. Și de aceea mereu trebuie să-i spunem, Doamne, fă ce vrei cu mine, Tu mă cunoști mai bine decât mă cunosc eu. Să nu înaintezi bazat pe ceea ce știi Tu chiar despre Tine. De aceea, cum se încheie Psalmul 139, vă amintiți? Cunoaște-mă, cum este expresia, vezi pe ce cale sunt și du-mă pe calea veșniciei. Da, că îmi amintesc și eu expresia. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Dar înainte, versetul 23, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, că asta am vrut să scot în evidență. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Foarte interesant. Te-ai rugat vreodată, Doamne, te rog să mă cunoști mai bine. Adică cunoaște-mă în sensul de cercetează-mă. De bună voie să vrei să fii cercetat de Dumnezeu, chiar dacă vor fi suferințe, pentru că cunoașterea Lui este mai bună decât cunoașterea ta. Și de aceea Dumnezeu nu putea să facă anumite lucruri și cu Petru atunci. Îi cunoștea inima, știa că se va lepăda de el în curând. Și el și ceilalți ucenici. Încă nu erau pregătiți. Dar procesul de formare continua. Nu era încheiat. Și în sfârșit, după învierea lui Hristos, Duhul care a venit peste apostoli i-a împuternicit să mărturisească despre Hristosul cel înviat și să mărturisească Evanghelia. Știți că așa se estimează că aproape toți apostolii Domnului au devenit martiri. Au murit pentru credința lor. Dar mai era o lecție pe care trebuia să o învețe apostolul Petru. Poate că e cea mai dificilă, pentru că n-are de-a face acum cu formarea ta ca ucenic și ca slujitor. Până acum așa a fost. Faptele Apostolilor 10. Ne găsim după nașterea bisericii. Petru era în prim plan, ales clar să fie un lider și mai avea încă o lecție să învețe. Domnul îi se descoperă într-o vedenie. De fapt, îi dă întâi un fel de vedenie într-o răpire sufletească și Petru vede în vedenia aceasta tot felul de dobitoace așa, și glasul Domnului prin Duhul Său îi spune: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Versetul 14. Nici de cum, Doamne! I-a revenit limbajul vechi. A răspuns Petru: căci niciodată, nici de cum, niciodată, n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: ce a curățat Dumnezeu, să nu numești spurcat. Și lucrul acesta s-a făcut de 3 ori. Și Petru n-are ce face, cedează, pentru că Dumnezeu rânduiește lucrurile în așa fel încât Petru înțelege despre această înștiințare, cum spune textul, pe care o primește și înțelege că trebuie să vestească cuvântul unui păgân, lui Corneliu, soldat roman. Și acest Corneliu primește Evanghelia, este mântuit el și casa lui. Dar vedeți din nou care a fost piedica. Un Petru care a lucrat cu Domnul, era pregătit de sacrificiu acum, dar nu a trebuit să învețe ceva. Avea Petru o problemă serioasă. Cum să intre păgânii în biserică? Cum să intre barbarii? Păgân aici, apropo, înseamnă barbar, adică unul care e în afara poporului ales, Israel. Ăștia erau păgânii. Cum să intre cineva care nu e evreu să intre în biserică?
Și Domnul trebuie să-l învețe încă ceva pe Apostolul Petru. Crezi că numai tu, Petru, ești ales? Crezi că numai voi, evrei, sunteți aleșii mei? Nu! Sunt toți cei ce caută din toată inima pe Dumnezeu și care cred în Fiul Său, Iisus Hristos. Și dintr-o dată Petru primește această perspectivă inclusivistă a Evangheliei. E foarte greu să treci de la exclusivism la inclusivism. Exclusivism înseamnă numai noi, excluși, numai noi. Ceilalți nu. Și ce lecție a trebuit să primească Petru? Și asta e a patra și ultima lecție. Că mila lui Dumnezeu este mai mare decât mila noastră. Greu să înveți asta. Când Iisus vorbește cu samariteana, la fel pățește. Când Iisus îl vorbește cu sutașul, la fel. Când vine Duhul Sfânt în Ierusalim și intră, sunt incluși în împărăția lui Dumnezeu în biserică, neamurile, de peste tot. Era greu să accepți asta. Dar vedeți, aici este lecția pe care a primit-o Petru și pe care trebuie să o învățăm și noi. Că lui Dumnezeu nu-i spui niciodată aceea, niciodată acela în împărăție cu mine. Ați sesizat? Că noi suntem bolnavi de un exclusivism periculos. Suntem exclusivi în ce privește doctrina, adică nu negociem învățătura. Acolo suntem exclusiviști, dar în ce privește relațiile, ieșirea, da, mărturia, suntem inclusiviști, pentru că noi credem că oricine are drept la împărăția lui Dumnezeu, oricine cheamă numele Domnului, poate fi mântuit, așa scrie. Și noi suntem trimiși la aceștia. Deci ai un vecin, ai un coleg, te uiți la el și zici, n-aș vrea să fiu cu el preun. Ai o problemă serioasă. Cum a avut și Petru, într-un fel. Știți care era porecla Domnului Iisus Hristos? Era prietenul vameșilor și păcătoșilor. Asta da porecla. Stătea la masă cu ei, pentru că numai acolo putea să le dea harul Evangheliei. Aceasta este aplicația. Da? Îi cântă telefonul la cineva, știu, trebuia să fiți acasă acum, știu, imediat, aveți, vă rog, milă, fiți, cum? Da, da, e cel puțin o melodie plăcută. Deci când Dumnezeu, care e lecția, frate și soror, când Dumnezeu te trimite la cineva să-i duci mesajul Evangheliei, mesajul milei, să nu spui niciodată la acela. Pentru că mântuirea lui Dumnezeu e mai cuprinzătoare decât crezi tu. Mi-amintesc de o mărturie la biserică din Timișoara cu mai mulți ani în urmă. Eram și eu acolo prezent și fratele acesta cânta cu chitară frumos și a depus o mărturie și spunea, fraților, știți cine am fost eu? Așa, 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 făceam, am povestit ceva despre, dar zice Dumnezeu, s-a îndurat de mine și acum îi cânt lui spre slava Domnului. Și mi-amintesc de expresia pe care a folosit-o, îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a îndurat de un rebut ca mine. De un rebut ca mine. Dumnezeu poate să mântuiască, să facă mai mult decât ceea ce crezi și gândești tu. Deci, lecțiile acestei dimineți, lecția principală este aceasta. Dumnezeului suveran, să nu te pripești să-i spui, Doamne, eu niciodată nu voi face, nu voi asculta. Când lucrezi cu Domnul, să nu te pripești a spune niciodată, Doamne. Pentru că, unu, Dumnezeu are întotdeauna planuri mai bune decât planurile tale. Doi, Dumnezeu are valori mai eficiente decât valorile tale.
3. Dumnezeu te cunoaște mai bine decât te cunoști tu pe tine însuți. Și 4. Dumnezeu are o milă mai încăpătoare, mai largă decât o ai tu. De aceea atitudinea potrivită înaintea lui Dumnezeu este cea de smerenie și de ascultare. De aceea aceasta vă doresc, frați și surori din biserică. Regândiți-vă raportarea la acest Dumnezeu. Uitați-vă ce vrea El să faceți în planul Său. Nu vă pripiți, lăsați ușile deschise, inima deschisă, pentru că Dumnezeu poate să facă lucrări mai mari decât îți imaginezi tu cu tine. Știi de ce mai ești în viață? Pentru că Dumnezeu te iubește și mai are ceva de făcut cu tine. Chiar și cei mai în vârstă, nu vă lăsați. Da? Nu renunțați, ca și cum acum, gata, nu faceți nimic, Domnul nu are nevoie de voi. Nici de cum. Scandinavii spun că după pensionare, abia atunci începe viața. Da. Și eu m-am pensionat anul trecut. Dar parcă sunt mai implicat acum în slujire. Și mă bucur de aceasta. Chiar dacă ești, zic, la o anumită vârstă, Dumnezeu te lasă în viață, mai existi pentru că e nevoie de tine. De aceea planurile Lui, cunoașterea Lui, gândurile Lui, valorile Lui și mila Lui trebuie să le primești. Și Domnului să nu te pripești să-i spui, Doamne, eu niciodată. Dimpotrivă să spui, Doamne, sunt la dispoziția Ta. Fă ce vrei cu mine. Dacă sunt aici, înseamnă că mai vezi valoare în mine. Mai poți face ceva cu mine. Că v-am auzit rugându-vă pentru oameni, pentru mântuirea oamenilor, să umple Dumnezeu locul acesta. Se poate. Depinde foarte mult de atitudinea pe care ai tu față de Dumnezeul tău. Pentru că Dumnezeu lucrează, dar lucrează și prin noi. De aceea atitudinea aceasta de încredere, de smerenie și de ascultare va face ca biserica aceasta să se umple din nou. Aceasta vă doresc, Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, lucrarea și acestui Dumnezeu suveran și milos să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Amin.